Salut, numele meu este Ioana Mașca și în cele ce urmează ne vom ocupa de calcul de distanțe. Cristina este deosebit de încântată deoarece se apropie de vacanța de iarnă, ce aduce cu ea perioada sărbătorilor de iarnă. Este fascinată de cum arată orașul în fiecare an în această perioadă, mai ales că nu locuiește prea departe de parcul în care este decorat bradul. Unul foarte înalt, cu mii de luminițe, iar anul acesta vor fi montate în plus și trei lasere care vor lumina steaua așezate în vârful bradului. În figura de mai jos este reprezentată piața cu bradul sub forma dreptunghiului ABCD cu dimensiunile de 30 de metri, 40 de metri și brăduțul de 12 metri. Pe conturul dreptunghiului și pe diagonală se găsesc cele trei lasere care vor lumina steaua deja așezată în vârful M al bradului. Haideți ca împreună să o ajutăm pe Cristina să determine lungimea primului laser, care reprezintă distanța de la vârful bradului la dreapta BC. Cum vom face? Pentru aceasta, noi știm că MA este perpendicular pe planul ABCD. Știm că determinarea distanței de la un punct la o dreaptă se face întotdeauna utilizând teorema celor trei perpendiculare. Deci, pentru asta, trebuie să determinăm un segment perpendicular pe un plan, apoi o altă dreaptă perpendiculară pe a treia dreaptă, urmând ca, folosind teorema celor trei, să găsim cea de-a celor trei perpendiculare, să găsim cea de-a treia perpendiculară. Astfel, MA perpendicular pe plan, AB perpendicular pe BC, da? Pentru că avem un dreptunghi. Prin urmare, 1, 2, 3, MB va fi perpendicular pe BC. Vom calcula pe pagina următoare. Să se calculeze, deci o ajutăm pe Cristina să calculeze lungimea celui de-al doilea laser, știind că ea reprezintă distanța de la vârful bradului la dreapta CD. Cum facem? Din nou folosim teorema celor trei perpendiculare. Știm că MA este perpendicular pe plan, AD perpendicular pe DC, pentru că avem dreptunghi. Atunci MD va fi perpendicular pe dreapta DC. Aici primul unghi, aici cel de-al doilea unghi. Un pic mai dificil va fi să calculeze lungimea razei celui de-al treilea laser, care reprezintă distanța de la vârful bradului la diagonala BD. Pentru că avem dreptunghi, în dreptunghi diagonalele nu sunt perpendiculare. Dacă ar fi fost romb sau pătrat, lucrurile ar fi stat mai simplu. În cazul diagonalelor. Așa că vom construi, să-i spunem A indice N aici, perpendicular pe BD. Din nou folosim teorema celor trei perpendiculare, găsim MN perpendicular pe BD. Haideți să scriem până acum ce am făcut și urmând să ne întoarcem apoi să găsim distanța. Deci știm prima dată că MA este perpendicular pe planul ABC. Apoi AB-ul, am spus noi că este perpendicular pe BC, atât AB cât și BC fiind incluse în planul ABC. Ne rezultă, nu știu de ce n-am vrut să ne rezulte, dar ne va rezulta imediat. Rezultă că MB va fi perpendicular pe BC, adică distanța de la punctul M la latura BC, la segmentul BC, va fi segmentul MB. Pentru a-l determina, în triunghiul MAB, unde măsura unghiului A este de 90 de grade,
Din teorema lui Pitagora avem că MB la pătrat este egal cu MA la pătrat plus AB la pătrat, adică va fi 12 la pătrat plus 30 la pătrat. Folosind factor comun, ajungem să spunem că este 3 la pătrat ori 116, MB-ul va fi, după ce descompunem pe 116, egal cu 6 radical din 29. 29 număr prim. Acum, MA este perpendicular pe planul ABC. Avem AD perpendicular pe DC, da? Pe DC, aici este D, AD-ul și DC-ul sunt ambele incluse în planul ABC. Prin urmare, din teorema lui celor trei perpendiculare, ne rezultă că MD este perpendicular pe DC, deci distanța de la punctul M la latura DC va fi dată de MD și pentru a o determina intrăm în triunghiul MAD cu măsura unghiului A de 90 de grade, da? A, MA fiind perpendiculară pe plan, MD la pătrat este egal cu MA la pătrat plus A de la pătrat, respectiv 4, folosim factorul comun, 4 la pătrat ori 109, iar MD este 4 radical din 109 și nu are sens să-l mai descompunem pe 109 pentru că este număr prim. Mergem acum mai departe și intrăm în triunghiul ABD de la bază pentru a găsi înălțimea. Știm că latura AB, deci să spunem măsura unghiului A este de 90 de grade, dar înălțimea AN este cateta 1, adică AB, ori cateta 2, care este AD, supra ipotenuza, care este BD. Catetele fiind multipli ale numerelor pitagorice 33 și 4, respectiv 34, BD-ul va fi 50. Simplificăm și îl găsim pe AN, ăsta este un 6, îl găsim pe AN ca fiind 24. Astfel, cum MA este perpendicular pe planul ABC, AN-ul perpendicular pe BD, atât AN-ul cât și BD-ul incluse în planul ABC, ne rezultă că MN este perpendicular pe BD, iar distanța de la punctul M la segmentul BD va fi segmentul MN, pe care îl vom determina în triunghiul. Deci în triunghiul MAN cu măsura unghiului A de 90 de grade, măsura unghiului A de 90 de grade, vom avea, din teorema lui Pitagora, MN fiind radical din MA la pătrat plus AN la pătrat, 12 la pătrat, 12 la pătrat plus 24 la pătrat, care va fi 12 radical din 5. Mai avem o ultimă întrebare. Dacă ne uităm în enunțul problemei, să aflăm distanța de la punctul A
la planul MBD. Distanța de la punctul A la planul MBC, rămânând vorbă și fiind la fel. Ce este important de știut? Distanța de la un punct la un plan, piciorul perpendicular dintr-un punct pe un plan, se va afla întotdeauna pe una dintre înălțimi. Așa că vom construi AP perpendicular pe MN. Știm deja că MN este perpendicular pe BD și AN este perpendicular pe BD. Din reciproca a doua a teoremei celor trei perpendiculare, ne rezultă că AP este perpendiculară pe plan. Haideți să scriem și să finalizăm problema. Deci, punem așa, fie sau construim AP perpendicular pe MN. Știm că MN este perpendicular pe BD și AN este perpendicular pe BD. Atât BD cât și MN, BD și MN sunt incluse în planul MBD, ne rezultă, conform reciprocei a doua teoremei celor trei perpendiculare, că AP este perpendicular pe planul MBD, iar distanța de la punctul A la planul MBD va fi egală cu AP. Lungimea lui AP este egală cu AM, cateta 1, ori cateta 2, AM, supra ipotenuza MN în triunghiul MAN. Da? Deci triunghiul MAN, avem relația asta, și după ce înlocuim, avem 12 ori 24 supra 12 radical din 5, simplificăm, găsim 12 radical din 5 pe 5, distanța căutată de Cristina. Și ne oprim aici.